Cu prilejul celei de-a 63-a aniversări a nașterii lui Ernest Hemingway, poporul cuban i-a adus un călduros omagiu. La San Francisco de Paula a fost inaugurat un muzeu comemorativ. Marele scriitor american a arătat întotdeauna o mare simpatie față de Cuba și eroicul ei popor. Viața pescarilor cubani l-a inspirat îndeoseb pe Hemingway. În memoria scriitorului, parcul de la Cojimar va purta numele lui Ernest Hemingway. Să vizităm împreună cu acest grup de excursioniști, făcând parte din personalul Organizației Națiunilor Unite, una din marile frumuseți naturale ale Americii de Nord, Cascada Niagara. Stropii sunt aruncați cu atâta forță de căderea de apă, încât mantalele de ploaie sunt strict necesare, chiar la distanțe apreciabile, dacă nu vrei să fii udat până la piele.